Copilul tău a dus dorul locurilor de joacă. De la 1 iunie are liber la distracție, dar pentru tine există câteva reguli. Poți sta în interiorul locului de joacă alături de cel mic, doar dacă te-ai vaccinat cu ambele doze. Mihaela are un copil în clasa 0, îți spune că este vaccinată și că nu e corect față de copii ca părinții să nu aibă acces, chiar și nevaccinați. Practic, nu ai cum să-i supraveghezi. Este o discriminare pentru copii, pentru că copiii ai căror părinți nu sunt vaccinați, nu poate să intre cu părinții acolo. Ceea ce este o discriminare față de copii. Copiii nu au cum să aleagă dacă părinții lor se vaccinează sau nu. Cred că dacă ar fi după copii, toți părinții ar fi fost vaccinați până acum. Vlad Alexandru este președinte al industriei recreative pentru copiii din România și a primit cu bucurie vestea redeschiderii spațiilor de joacă interioare. Regulile însă nu îl încântă. Suntem singurii care au necesitatea să le ceară adulților care vin în locație să fie vaccinați. Nu înțeleg de ce nu ne lasă și pe noi să putem să vină clientul cu un test antigen sau PCR.